Bună tuturor și bine ați venit pe pagina mea de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu plăcintele cu telemea și ceapă. Aici aveți lista cu ingrediente și o voi posta și în cutiuța cu descriere. Încep cu aluatul, pun drojdia uscată peste făină, sarea, le amestec puțin, apoi adaug laptele și apa călduță. Amestec până obțin un aluat, cam așa arată aluatul rezultat, iar acum pun lingurița de untură și o încorporez și pe aceasta foarte bine. Durează aproximativ 3-4 minute. Cam așa aluată aluatul, iar acum îl voi lăsa la dospit. Cât timp dospește aluatul, mă ocup și de umplutură, tai ceapa verde. O pun într-un castron. Și rad brânza telemea. Le amestec foarte bine. Le acopăr cu un capac și le las deoparte până am nevoie de ele. Aluatul a dospit și l-am refrământat cam 2 minute. Astfel iasă un aluat foarte pufos. Eu procedez de fiecare dată așa. Și îl mai las încă o dată la dospit. Aluatul și-a dublat volumul. Iar acum îl transfer pe un tocător. Se lucră foarte ușor cu el, nu se lipește deloc de mâini. Și îl tai în 8 bucăți egale. Prima dată pe mijloc, apoi fiecare bucată în două. Dacă mi se pare că una este mai mare decât cealaltă, le ajustez. Pe masă pun foarte puțin ulei și încep să întind prima bucățică de aluat. Întind foaie subțire. Pun două linguri din umplutură. Și împătur la loc. Lipesc bine, apoi cu sucitorul întind din nou, până obțin o plăcintă subțire. Nu are nimic dacă se rupe puțin de la ceapă. Mie îmi place să-mi fac câteva în avans, așa că înainte să încing tigaia, am făcut 3 plăcinte. După aceea, cât timp se coc, tot fac pe rând la ele. În tigaia am pus foarte puțin ulei. Aici aveam deja făcute câteva plăcinte. Și prăjesc plăcintele câteva minute pe fiecare parte la foc potrivit. Cu o pensulă întind uleiul din tigaie peste tot și pun următoarea plăcintă. Cu uleiul rămas pe pensulă, ung plăcinta deasupra. Plăcintele sunt gata, sunt delicioase. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, la revedere!